Un minor a fost abandonat într-un restaurant de pe o autostradă din Italia. Părinții au fugit lăsându-l să-și caute de muncă pentru a le trimite bani. Conform mesajul.ro, băiețelul a fost abandonat într-o zonă de odihnă în urmă cu o lună de părinți. În prezent este îngrijit de serviciile sociale ale municipalității din Cesalto, care l-au încredințat unei instituții protejate din zona Veneției, informează știrdiaspora.ro. Pentru a asigura nevoile de bază ale adolescentului, Consiliul Municipal, care a intrat recent în funcție, s-a întrunit pentru a delibera cu privire la acordarea 18.000 de euro în favoarea acestuia. Suma va fi folosită pentru a acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului, potrivit Corrier del Veneto. Tânărul și-a exprimat intenția de a munci pentru a trimite banii acasă, dar situația nu este ușoară nici măcar pentru administrația din Cesalto. Tânărul de 16 ani și care nu cunoaște limba italiană va fi nevoit să meargă la școală și să studieze, un drept garantat pe care îl au toți cei de vârsta sa. Ne costă acum 150 de euro pe zi și vom fi nevoiți foarte curând să cerem contribuții de la regiune și de la stat, deși am dorit să găsim soluții alternative care nu există în acest moment, a continuat edilul. Procedurile de identificare sunt încă în curs de desfășurare. Potrivit rapoartelor, băiatul a sosit în Italia din Albania. Acesta nu ar fi primul caz. Municipalitatea din Cesalto nu a întâlnit niciodată un caz asemănător, dar s-a întâmplat ca alți adolescenți să fie abandonați de traficanți în mașini în zone de urgență. Poliția lucrează pentru a încerca să dea de urma familiei adolescentului, relatează mesajul.ro.